Salut! În videoclipul acesta vom discuta despre un nou DEX construit pe blockchain-ul Multiverse X. O să mă întreb de ce este nevoie de acest DEX dacă există deja X-Exchange, dar în următoarele minute o să-ți explic cum vine acest proiect în completarea X-Exchange și de ce este nevoie de un astfel de proiect în ecosistemul Multiverse X. Dar înainte să începem, dacă vrei să ajuți la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu, că mă ajută tare mult cu algoritmul YouTube. Înainte să începem, trebuie să menționez că nu sunt consultant financiar și nu ofer sfaturi financiare pe acest canal. Sunt doar informații educative, iar înainte să plasați undeva capitalul, vă rog să vă faceți și propriul research înainte. O să încep prin a vă spune că proiectul este live pe DevNet, adică pe rețeaua de teste, și urmează în scurt timp să fie lansat pe rețeaua principală Mainnet. Au început în 6 februarie un concurs de testare a DEX-ului, unde au oferit 10 Eagle pentru cei care testează DEX-ul. Această strategie am văzut-o și la echipa Multiverse X atunci când lansează un produs pentru a se asigura că nu există bug-uri. O să las link-urile lor în descriere și vă recomand să-i urmăriți în caz că vreți să fiți la curent cu ultimele noutăți despre proiect sau alte concursuri, în caz că vor mai organiza. DEX-ul acesta față de X-Exchange este mult mai permisiv. Majoritatea știm că nu orice proiect se poate lista pe X-Exchange pentru că aleg să listeze proiectele cele mai bune din punctul lor de vedere. Aici se va putea lista orice proiect SDT. Pe lângă asta, orice proiect va putea să adauge lichiditate și să creeze o fermă, dar și să-și adauge un staking pool. Mai simplu, aceste chestii le poți face singur dacă deții un proiect construit pe Multiverse X și vrei să te listezi, să ai un stake și un farm. În plus, există posibilitatea să faci auto-launchpad. Auto-launchpad este vânzarea de token și absolut toate aceste lucruri se realizează printr-un smart contract. Să spunem că mai este și Jungle DEX unde se poate lista orice proiect SDT, dar pe Jungle DEX momentan se poate adăuga lichiditate și face strict swap între token. Și OneDEX în momentul de față are disponibile următoarele caracteristici. Se poate face swap între tokeni, doar selectând tokenul, se poate crea un pool de lichiditate, și avem 3 lucruri în plus care se pot face pe OneDEX și nu se pot face pe JungleDEX. Și anume, se poate crea o fermă cu lichiditate adăugată, se poate crea un staking pool și launchpad unde se pot ține runde de vânzare de token, fie că este seed, private sau public. Consider că este necesar acest proiect deoarece vine cu plusuri față de ce este acum pe piață și poate ajuta la creșterea adopției pe Multiverse X. Cum v-am mai spus și în alt videoclip, după părerea mea, așa ar trebui să arate proiectele. Mai întâi să construiască și doar apoi să organizeze orice fel de vânzare. Eu unul am mai multă încredere în cineva care începe să dezvolte singur, are un produs funcțional și doar apoi organizează o vânzare decât cineva care vine cu o idee, cere bani și spune că o să implementeze ideea după ce strânge banii de la investitori. Echipa este publică și avem un post de Twitter unde putem vedea experiența fiecărui membru. Radu Petrescu, care este co-founder, deține mai multe afaceri în real life, printre care și prima companie de IT creată din România. Se numește OmniData și a fost fondată în 1991. Longin Voicescu și el deține afaceri în real life și este co-founder la Seed Captain, un proiect despre care am făcut un video în trecut, peste care puteți arunca un ochi să vedeți la ce am mai lucrat. Kent Arai și David Tanaka sunt developeri cu experiență și au lucrat la mai multe proiecte construite pe Multiverse X și nu numai. O să las și acest link în descriere, în caz că vreți să citiți mai mult despre fiecare membru din echipă în parte. Să aruncăm un ochi și peste tokenomics. Vor exista în total 300 de milioane de token One și or să fie alocați după modul în care îl vedeți pe ecran. Puteți pune videoclipul pe pauză pentru a vă uita. Va exista și vesting pe token și apreciez că echipa are doar 10% și are tokenii blocați pentru 12 luni. Există pe site la Documents Token Metrics pe lângă white paper unde se poate vedea exact la ce dată vor intra tokenii pe piață și modul în care sunt ei distribuiți. Au deschis și whitelist-ul pentru private sale unde se pot cumpăra pachete de 1000, 2500 sau 5000 de dolari. Acest whitelist este deschis până în 10 februarie. Sumele sunt destul de mari fiind private sale, dar există un grup de Telegram Multiverse X SDT unde poate va exista posibilitatea să se asocieze mai mulți membri și să cumpere împreună un pachet. Asta pentru cine își dorește să participe la acest proiect încă din private sale și nu are disponibil să aloce minim 1000 de dolari pentru un pachet. Acesta este grupul despre care vă spuneam, o să las linkul și în descriere alături de toate linkurile despre care am vorbit în acest video.
Acesta a fost videoclipul de astăzi. Îți mulțumesc dacă ai rămas până aici. Sper ca informațiile prezentate să vă fie de folos. Te invit să mă urmărești și pe Twitter și să te alături și în grupul de Telegram. O să găsești linkurile în descriere și noi ne vedem data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.